Românii s-au confruntat cu o creștere îngrijorătoare a prețurilor în ultima vreme. Astfel, aceștia vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru un aliment favorit în perioada sărbătorilor pascale. Mai sunt aproape două săptămâni până la cea mai mare sărbătoare a creștinătății, învierea Domnului Isus. Ca datină, în fiecare an de Paște, pe masa românilor este nelipsită carnea de miel. La seceta care a fost în iarnă, nu știu ce să zic. Mi-e milă și de producători, mi-e milă și de noi. Deci acum să vedem ce merge piața. Nu putem să fim siguri pe nimic. A ajuns carnea de miel un lux pentru români. Numai carnea de miel? Prețul la carnea de miel e un preț foarte exagerat. Acum de Paști o să cumpere carne de miel numai care umblă cu milioanele prin buzunar. Dar un amărât de țăran de rând, că sunt la țară cu pensia minimă, o să meargă prin alimentări și decât să dai 50 de lei pe un kilogram de carne de miel, iei 2,5 kg de carne de porc. Un kilogram de miel în viu se vindea anul trecut cu 14,50 de lei. În 2022, însă, mulți crescători îl vor da cu aproape 20 de lei. De asemenea, carnea macră este și mai scumpă, până la 40-50 de lei pe kilogram, așadar cu 30% mai scumpă față de Paștele trecut. 50 de lei kilogram. 50? E foarte scumpă. La salariile noastre nu ne permitem să cumpărăm. Să avem pensie de 18 milioane, 20 de milioane, să luăm cu 50 de lei kilogramul. Foarte scump. Scumpirile în lanț ne vor face să fim mai rezervați atunci când vom merge la cumpărături pentru masa de Paște. Carnea de miel s-a scumpit deja cu 30%, iar prețul carcasei de porc a crescut cu 50% și kilogramul de piept de pui va depăși în curând 30 de lei, spun crescătorii de păsări. De la începutul acestei luni, produsele din carne sunt mai scumpe cu 20%.